După ce guvernul a adoptat spre finele anului trecut ordonanța, președintele Băsescu declara că nu va adopta bugetul de stat pe 2014 dacă nu se renunță la majorarea accizei pentru benzină. Ulterior, președintele a semnat bugetul în condițiile în care guvernul a decis amânarea accizei cu 3 luni. Senatorii au votat ordonanța de urgență, care aduce o serie de modificări la codul fiscal, actul normativ urmând să intre în dezbaterea și votul Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Actul normativ a fost adoptat în forma propusă de guvern. Ordonanța stabilește un nivel de acciză pentru benzina cu plumb de 637,91 euro pe tonă, pentru benzina fără plumb de 557,91 euro pe tonă, pentru motorină de 473,85 euro pe tonă și pentru cherosen de 557,39. Totodată, ordonanța modifică modul de calcul al accizei pentru carburanți în funcție de rata inflației în situația în care cursul de schimb din prima zi a lunii octombrie din anul anterior anului precedent este mai mică prin referință la anul anterior. De asemenea, actul normativ introduce impozitul pe construcții speciale, dar și o creștere cu aproximativ 25% a accizei pentru redevențele miniere.